Alte 157 de cazuri de contaminare și un deces au fost confirmate astăzi de către autorități. O femeie de 65 de ani din Soroca, care lucra în calitate de bufetieră în spitalul din localitate, iar pe 13 aprilie a fost internată la Spitalul Clinic Republican, s-a stins din viață. În prezent, numărul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 103, iar al oamenilor infectați la 3638. Datele au fost prezentate de către ministrul sănătății Viorica Dumbrăveanu după ședința Centrului Unic de Comandă. Dar dacă luăm în calcul persoanele care au fost tratate, este vorba de 975, inclusiv avem 103 decese, cazuri active sunt 2560. Astăzi, din cele 157 de cazuri pozitive, un caz este de import din Federația Rusă, 156 sunt cu statut de transmitere locală, Chișinău 84, Stânga Nistrului 10, Orhei 9, Strășeni 7, Cahul, Căușeni, Drochia, Ialoveni 5 cazuri, Fălești, Sângerei 4 cazuri, Bălți, Criuleni 3 cazuri, Anenii Noi, Călăraș, Glodeni, Soroca, Ștefan Vodă 2 cazuri, Râșcani, Vulcănești 1 caz. Pe lângă asta, potrivit Vioricăi Dumbrăveanu, avem focare de infectare în două instituții medicale, una din Chișinău și alta din Bălți. Asistența medicală urgentă din Chișinău, unde avem înregistrate 19 cazuri, am continuat acea testare care a menționat-o pe focare, și este vorba despre Spitalul Clinic din Bălți, 11 cazuri în cadrul secției de terapie și urologie, dar ambele secții non-COVID. Iar premierul Ion Chicu spune că în ciuda relaxării unor măsuri restrictive și redeschiderea unor instituții comerciale, oamenii respectă regulile. Și aici, după cum se monitorizează, deși este mai mulți cetățeni, mai mulți cumpărători, în linii mari se respectă și acele cerințe pentru distanța socială, igienizare, etc., etc. De ieri, localitatea Karahasani din Ștefan Vodă a ieșit din regimul de carantină impus acum 2 săptămâni. Premierul Chicu spune că și la Soroca, Ștefan Vodă și Glodeni, numărul cazurilor de contaminare este din ce în ce mai mic, iar autoritățile iau în calcul relaxarea măsurilor restrictive pentru aceste orașe.